În seara aceasta aș dori cu ajutorul Domnului să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri. Nu presupun că am să vă spun nimic nou, ci aș dori doar să vă îmbărbătez la ceea ce cunoașteți și știți și să ne îmbărbătăm unii pe alții. Am intitulat mesajul din seara aceasta: pentru ce să mă lupt în anul 2016? Pentru ce să mă lupt în anul 2016? În principiu, noi copiii lui Dumnezeu suntem împotriva luptelor nepotrivite. Noi nu suntem din aceia care mergem la război. Nu suntem din aceia care scoatem sabia. Nu suntem din aceia care ridicăm pumnii. Acum mai sunt războaie la nivel sportiv, în competiții. Sunt lupte, judo, karate, box, lupte libere, alergări, înot, patinaj, așa mai departe, unde oamenii se luptă. Se luptă ca să iasă primii, se luptă ca să câștige. E și aceea o competiție. Și de acolo putem să învățăm noi, să aplicăm din domeniul sportiv, să aplicăm în domeniul spiritual. Îs lupte între popoare, îs lupte între neamuri, îs lupte între frați, îs lupte între vecini, îs tot felul de lupte. Cele mai multe n-ar trebui duse. Noi nu trebuie să fim oameni războinici care să ne implicăm în toate luptele care apar. Nu. Dar totuși trebuie să ducem o luptă. Totuși trebuie să ne luptăm pentru ceva și pentru cineva. Și în seara aceasta aș dori să vă aduc aminte pentru ce ar trebui să ne luptăm în anul 2016. În primul rând ar trebui să ne luptăm pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Iuda în versetul 3 spune așa: prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște. Deci Iuda spune: asta am vrut eu să vă scriu, asta am avut în minte și în inimă. Vreau să vorbesc despre mântuire. M-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Adică este o luptă care trebuie dusă, o luptă în care trebuie să te bați și tu. O luptă în care trebuie să te angrenezi și tu. Trebuie dusă o luptă. Și e lupta pentru credința sfinților, pentru credința adevărată, pentru credința în Hristos. Și am să dau câteva argumente care aș dori să arate și să întărească motivația noastră. De ce e bună lupta asta? De ce credința asta e bună? De ce să mă lupt pentru credința asta? Că unii tineri vor spune, dar și alții să luptă pentru credința lor. De unde știu eu că credința mea e mai bună decât credința altora? Trec tinerii printr-o perioadă în care la școală, mass media și social media îi influențează și trec prin momente de îndoială. Măi, dar cu ce e credința mea mai bună decât altuia? De ce numai credința noastră e adevărată și altora nu e adevărată? Că toți spun că e adevărată credința lor. De ce nu e mai bun hinduismul? De ce nu e mai bun islamul? De ce e mai bun creștinismul? De ce e mai bună credința mea? De ce noi suntem mai buni sau mai deosebiți? Sau de ce credința noastră e mai bună decât altora? Câteva argumente. Ne luptăm pentru credința aceasta și pentru credința noastră, deoarece credința noastră este mântuitoare, aduce mântuire, aduce viață veșnică. Fapte 4:12. Nu este niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți decât numele lui Iisus Hristos. Nu este altă posibilitate și altă șansă de mântuire
Credința pe care o ai, credința care o am, mă mântuiește. Este o valoare mai mare în lumea asta? Domnul Iisus Hristos a spus: ce ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Și care ar fi câștigul unui om dacă ar câștiga toată lumea aceasta și și-ar pierde sufletul? Credința noastră este bună pentru că e credința mântuitoare, este credința care oferă viața veșnică. Credința noastră e bună pentru că e credința păcii. E credința păcii. Pentru că are în frunte pe Domnul păcii, Isaia 9 cu 6 și 7. El, Hristos, Mesia, care pe vremea lui Isaia trebuia să vină, și în anul 2016 El a venit. El este Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Este Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. El este Domnul păcii. El conduce biserica. Credința noastră este o credință a păcii. Așa vrea și cabinetul președintelui Americii să ne convingă despre islam, că este o credință a păcii. Eu m-aș bucura, aș vrea din toată inima islamul să fie o credință a păcii. Nu știu cum să face că toți teroriștii vin cu background-ul din acea credință și toți invocă credința lor și toți îl invocă pe Allah și poate chiar alți teroriști pe care ei venerează. E foarte interesant și ciudat cum o religie a păcii naște în fiecare zi tot mai mulți teroriști. Fără să acuzăm o altă credință, fără să arătăm cu degetul înspre alții, aș dori să declarăm din nou: credința noastră este o credință a păcii. Tot ce facem, noi facem în spirit de pace. Domnul Iisus Hristos în grădină, când a fost prins voind să fie apărat de Petru, Petru a scos sabia, a tăiat urechea lui Malhu și Domnul Iisus l-a mustrat și a zis: Petre, bagă sabia în teacă, bagă sabia în teacă, cine scoate sabia de sabie va pieri. Domnul Iisus Hristos a propovăduit o evanghelie a păcii. Noi propovăduim mai o evanghelie a păcii. Adică noi, dacă avem vecini, peste drum stă un ateu, în stânga stă un musulman, în dreapta stă un budist, peste drum în stânga stă un alt creștin spoit numai de formă, în cealaltă parte un metodist sau un luteran sau mai știu eu ce altă credință, noi care locuim acolo n-avem nicio problemă. Noi nu trăim în război. Eu pot să trăiesc cu casa lângă un musulman, n-am nicio problemă. Sau lângă un ateu. Pot chiar să fiu politicos cu el. Pot chiar să-l servesc dintr-o prăjitură. Pot să am o discuție amiabilă cu persoana respectivă. Pentru că credința noastră este o credință a păcii. Noi nu suntem învățați nici să purtăm ură pe cineva, nici să ne luptăm aiurea, nici să ne certăm, nici să intrăm în război. Dimpotrivă, să fim o lumină, da, dacă îi câștigăm pentru Hristos. Domnul să ne ajute. Credința noastră e autentică și e bună pentru că e o credință a păcii. Când vă întreabă colegii la școală: cum că credința ta e mai grozavă decât altora? Credința mea e o credință a păcii. Noi propovăduim pacea. Pacea cu Dumnezeu și pacea între oameni. Și Domnul să ne binecuvinteze cu această pace. Credința noastră e credința care transformă oamenii din rău înspre bine. Credința care transformă din rău înspre bine. Astea sunt lucruri vădite. Noi avem o credință care face oamenii mai buni. Dacă un om era violent și înjura înainte și acum nu mai e violent și nu mai înjură, ci vorbește frumos, e o schimbare înspre bine? E o schimbare înspre bine? Pentru asta zicem slăvit să fie Domnul. Dumnezeu face această transformare. Credința asta e o credință bună. O credință care face din oameni buni criminali. Păi nu-i credință.
Și uitați-vă la alții, că așa sunt. Din oameni de treabă ajung criminal să îmbracă în bombe, în dinamită și să ia pe cât mai mulți cu ei. Dar religia e bună, auzi, credința e bună. Credința aceea e bună care face pe oameni mai buni. Și credința noastră noi am văzut cu ochii noștri. Eu cred că și în noi, în fiecare dintre noi, a lucrat această credință în viața ta, te-a făcut pe tine credința asta un om mai bun? Ești mai bun azi decât cum ai fost înainte să-L cunoști pe Dumnezeu? Eu cred că da. Și zici împreună cu mine, slăvit să fie Domnul. Dacă nu ești mai bun, înseamnă că nu te-ai pocăit. Dacă nu ești mai bun azi decât cum ai fost înainte de a te întoarce la Dumnezeu, înainte de a te boteza, înseamnă că nu te-ai pocăit, trebuie să mergi înapoi pe la calvar. Credința adevărată pe care noi o propovăduim face din oameni răi oameni buni. Din oameni care își abuzează soția și copiii, face Dumnezeu oameni care sunt exemplu, care știu să iubească. Și transformă Dumnezeu. Credința este bună. Credința aceasta arătată de Petru, 1 Petru, capitolul 4, versetele 3 și 4. Chiar doresc să citesc acest cuvânt cu unde apostolul Petru spune așa: ajunge că în adevăr în trecut ați făcut voia neamurilor, ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. Așa ați fost cândva, dar acum sunteți altfel. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potof de desfrâu și vă batjocoresc. Cei cu care ai fost prieten înainte și ai mers la pahar înainte, ai mers la droguri înainte, ai mers la chefuri înainte și nu mai mergi cu ei, te batjocoresc și să râd de tine. Spune că te-ai stricat de cap, ți-ai pierdut mințile. Yes, asta e o nebunie pentru Hristos. Evanghelia face oameni mai buni. Apoi, credința aceasta este credința bună și trebuie să ne luptăm pentru ea, deoarece este credința care prețuiește viața. Credința care prețuiește viața. Credința care pune valoare pe viață. De ce punem noi valoare pe viață? De ce suntem noi împotriva avorturilor? Iată că săraca Românie a pierdut peste 20 de milioane de oameni. În România, dacă n-ar fi avut loc niciun avort, de la căderea comunismului și până acum, România ar avea 40 de milioane de locuitori, fraților. Ar fi 40 de milioane de locuitori, dintre care 20 de milioane ar fi sub 25 de ani, toți, dacă n-ar fi avut loc niciun avort. O Românie a omorât românii în 20 și ceva de ani de la Revoluție. De ce suntem noi împotriva avorturilor? De ce suntem noi pro-life, pentru viață, not pro-choice? Pro-choice ca să slujești lui Dumnezeu și pro-life ca să lași viață, să dai viață. De ce? Pentru că Iisus, în Iisus Hristos, în Dumnezeu, este viață. Ioan 1 cu 4, în El era viața și viața era lumina oamenilor. El, Dumnezeu, dă viață, nu noi. Până și plantele au viață, că le-a dat Dumnezeu. Și fiecare plantă produce sămânță, care ascunde în ea germene de viață. Și sămânța aceea căzută în pământ, într-un mediu prielnic, produce viață la rândul ei. Și viața aceea devine perpetuă din generație în generație. Dumnezeu este Cel care dă viață și noi protejăm viața în toate formele ei. Dacă un copil se naște bolnav, nu-l omorâm. Mă, e o povară, o să fie greu de crescut. Nu, noi prețuim viața. Nu știm de ce a îngăduit Dumnezeu așa. Nu avem răspuns la toate întrebările. N-am vrea să fie așa. Dar prin asta demonstrăm că nu noi suntem stăpâni. Nu noi suntem stăpâni. Nu noi creăm viață, noi ne bucurăm de viață dacă ne-o dă Dumnezeu. Suntem noi conștienți că ziua de azi în care ne-am bucurat de viață e un dar de la Dumnezeu? El e dătătorul vieții. Peste noapte ne-a bătut inima fără să știm.
Mai ții minte ceva de când ai dormit? În perioada în care ai dormit, mai ții minte ceva? Ce s-a întâmplat în timp ce ai dormit? Dacă soția a fost trează și nu te-o trezit și pe tine și nu a putut să doarmă, și a fugit la baie, și a fugit la bucătărie, și a venit înapoi, și dimineața spune soția: măi, azi noapte n-am putut să dorm nici cum. Mă, dar eu nu știu nimic, așa de bine m-am odihnit, am dormit până dimineață. În timp ce dormi, nu știi nimic ce se întâmplă. Știi că se poate opri inima în timp ce dormi. Ai auzit de oameni care au murit în timp ce au dormit? Și de oameni tineri. Unul aici în Phoenix, un băiat, la vreo 30 ceva de ani, și soțul unei nepoate de ale mele, tot la 30 de ani, în urmă cu câțiva ani, în România. La 30 și ceva de ani, s-a culcat seara și dimineața nu s-a mai trezit. I s-a oprit inima. E posibil în timp ce dormi, ce abar n-ai, eu nu știu nimic, iertați-mă, nu știu nimic ce se întâmplă în timp ce dormi. Numai dacă visezi ceva, și în cele mai multe cazuri, mai bine dacă nu visezi, că și aia te poate tulbura sau necăji și îți fură din pacea și liniștea somnului. Cel mai bine când nu știi nimic. Te trezești dimineața, wow, cum a trecut noaptea asta? Și dacă te trezești dimineața, e pentru că mai bate inima. Dumnezeu este Cel care dă viață. Dumnezeu este Cel care dă viață. Noi protejăm viața în toate formele ei. Și viața are copilul din momentul conceperii lui în pântecele mamei lui. Din momentul conceperii e viață. Și de atunci viața aceea trebuie protejată. Și trebuie protejată până când Dumnezeu spune stop. Până când Dumnezeu spune stop. Credința noastră e credință veritabilă, e bună, e autentică, pentru că dă mântuire, pentru că e o credință a păcii, pentru că transformă oamenii de la rău înspre bine și pentru că prețuiește viața, și lista ar putea continua, dar merg mai departe. Pentru ce altceva să ne luptăm anul acesta? Ne luptăm pentru credință. Și frați și surori, să ne luptăm pentru credință. Să apărăm credința, să declarăm credința, să iubim credința, să ne luptăm pentru credință în dreptul nostru și a comunității noastre și în societatea în care trăim. În al doilea rând, pentru ce să mă lupt în anul 2016? Pentru familie. Pentru familie. Anul trecut a fost anul familiei pentru biserica noastră. Dar rămâne și anul ăsta anul familiei. Fiecare an e anul familiei. Fiecare zi e ziua familiei. Noi trebuie să ne luptăm pentru familie așa cum a creat-o Dumnezeu. Genesa 1. Hai să mergem la a doua pagină a Bibliei, așa de ușor de găsit textul acesta. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Iată că ne repetăm din nou, dar nu-i prea mult, în fiecare duminică să ne repetăm. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. I-a pus împreună un bărbat și o femeie, Adam și Eva, și le-a spus: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Adică creșteți și aveți copii. Asta este familia definită de Dumnezeu și noi trebuie să o apărăm. Trebuie să apărăm familia noastră în mod individual. Pregătește-te anul acesta în care ai intrat să-ți aperi familia, familia în mod individual, familia ta, să o aperi din toate punctele de vedere. Pune garduri cât de înalte, pune garduri cât de înalte, păzește-ți familia ca o comoară de mare preț, pentru că hoții și tâlharii și bandiții, și să mai folosești alte cuvinte, tot ce-i rău în lumea asta caută să atace familia ta și familia mea. Influențele din afară n-aduc binecuvântare, aduc blestem în casele noastre. Păzește-ți familia și apoi luptă-te pentru familie ca instituție. Luptă-te pentru familia ta și pentru familie, noțiunea de familie, conceptul de familie ca instituție care să încearcă să fie dărâmat la ora actuală. Toți cunoașteți câte ceva, și eu am cunoscut
ceva mai puțin, acum cunosc ceva mai mult despre familia Bodnariu din Norvegia, pentru care ne rugăm și să ne rugăm, fraților, și să simțim pentru oamenii ăștia. Să știți că Dumnezeu a îngăduit ca să cadă victimă o familie care nici de cum nu merita să fie în situația asta. Dar așa a îngăduit Dumnezeu ca să se mobilizeze oamenii, să se trezească oamenii, să scuture sistemul ăsta. Ceva bun o să iasă de aici, fraților. Eu cred în providența lui Dumnezeu. Nu se întâmplă lucrurile chiar din accident și din greșeală. Dumnezeu a îngăduit să sacrifice oarecum temporar o familie pentru ca să dărâme un sistem, să schimbe Dumnezeu ceva și să aducă binecuvântare pentru alții. Mai este o altă familie de ortodoxi români din București, la care în octombrie au luat 2 copii. Mulți se întreabă cei cu Banavernet, cred că am zis bine, Banavernet, așa îi spune, e agenția de protecție a copiilor din Norvegia, Banavernet. Așa cum e CPS, aici, Child Protective Services, aici în America. Așa e Barnavernetul în Norvegia. Și agenția aceasta se pornește împotriva anumitor familii pe motive șubrede, uneori serioase, își caută de lucru. Și s-a creat un sistem care până acum n-a putut să-l rupă nimeni, n-a putut să-l strice nimeni. Și iau copiii de la părinți fără drept de apel. De la familia asta, i-au luat 2 fete de la școală, fetele n-au mai venit acasă, părinții habar n-au avut. Și ca să știți de unde au început, a început de la faptul că fetele vorbeau la școală cu alții despre Iisus din Biblie, despre credință, și cântau cântări. Și li s-a atras atenția să nu mai facă treaba asta. Și învățătorii, profesorii, directoarea și-au dat seama că aici, în familia asta, se duce propagandă religioasă, îndoctrinare religioasă. Și-au dat seama, mă, dacă copiii ăștia vorbesc la școală despre Iisus și despre Biblie, problema e acasă, e cu părinții. Părinții învață, că nu știu ei de la sine. Și totul a culminat cu sărbătoarea de Halloween. La sărbătoarea de Halloween, părinții au zis copiilor: nu mergeți la școală. Nu mergeți la școală, nu mergeți la sărbătoarea lor. Și nu le-a permis să meargă la sărbătoarea lor. Și profesorii au văzut, directoarea a văzut, ok, deci ăștia cântă cântări, ăștia vorbesc despre Iisus, ăștia vorbesc despre rugăciune, despre credință și nu vin la Halloween. Ăștia sunt doctrinați religios. Și-au sesizat autoritățile, Barnavernetul, l-au avertizat, i-au anunțat, i-au sesizat și au spus: veniți să verificați aici, că aici e o familie cu probleme. Au venit la școală, părinții n-au știut nimic, au luat fetele, le-au dus la interviu. Ce întrebări au pus, ce au făcut, nu știe nimeni, pentru că nu dă niciun document afară. Nu dă niciun document afară. Și nu numai că nu dă niciun document afară, și cele pe care le dă nu poți să ai încredere în ele, pentru că falsifică. Sunt dovezi că falsifică documentele. Sunt mai rău decât securitatea și comuniștii din România. Falsifică documente și scriu declarații ale copiilor pe care copiii nu le-au dat, că au fost prinși. Au fost prinși de alții care au dat declarații: ne bate mama, mă bate în fiecare zi, tata mă bate în fiecare zi și bunica mă bate în fiecare zi. Declarația copilului. Și părinții au zis: cum îi bate tata în fiecare zi? Că tata e trochist, el vine odată la 3 zile acasă. Și când vine acasă noapte, el abia așteaptă să-și vadă copiii. Ce, merge și scoală din pat și îi trage câte o bătaie? Da, bunica, cum îi bate? Că bunica a plecat de multă vreme în România. Cum îi bate bunica? Au falsificat documente, deci nici nu poți să te bazezi pe ceea ce au spus. Le-au luat copiii, apoi au luat și ceilalți 3 copii. Și copilul de 3 luni de zile pe care l-a lăptat mama, l-a luat din brațe forțat, au venit 4 oameni și au luat copilul. Cum că mama
nu e stabilă din punct de vedere emoțional, că s-a supărat, auzi, când a auzit că ia copiii. Și a început să țipe, să urle, să plângă și a reacționat ca o femeie anormală. Surorilor, care dintre voi ați fi normale când vine să vă ia copiii? Și ați reacționat normal și ați zice, auziți, da, vă rog frumos, nu-mi luați copiii. Da, dacă îi luați, na, acum eu trebuie să fiu o femeie civilizată și politicoasă, îmi pare foarte rău că faceți lucrul ăsta și o să vedem ce o să facem, luați-i. Care dintre voi ați reacționat ca o femeie normală în momentul în care vine și ți-a copiii? Și de la îndoctrinare religioasă, acum cazul încearcă să-l deturneze și să-l transforme într-un caz de abuz. Că au fost abuzați, acum nu mai îndoctrinare religioasă, ci că i-ar abuza părinții. Și soției i s-a cerut să dea declarație împotriva lui, că el îi abuzează. Și dacă dă declarație împotriva lui, s-ar putea să-i dea ei copiii atunci. Dar nu poți să ai încredere într-un sistem de genul acesta. Și a spus, cum să dau o astfel de declarație? Și ca să știți mai mult cu privire la ce fel de părinți sunt, părinții aceștia sunt oameni educați. El este profesor, el are facultate, ea este nurse, ea are facultate. Femeia aceasta, mama aceasta a slujit 2 ani de zile în București, susținută de norvegieni. Ea e norvegiancă și el este român. Ea a fost trimisă de o agenție de caritate în România, în București, ca să aibă grijă, ghiciți de cine? De copiii străzii. Copiii străzii. 2 ani de zile, fata asta era necăsătorită atunci. A avut grijă de copiii nimănui. Avea o compasiune specială pentru copii. Și în perioada aceea, mass media norvegiană a lăudat-o și au scris articole despre ea, că ce tânără deosebită e. Uite cum a lăsat Norvegia și a mers în România, în gunoiul din București, în canalele din București, să aibă grijă de copiii nimănui. Și acolo s-a întâlnit cu băiatul ăsta care era profesor, s-au căsătorit și s-au mutat în Norvegia. Și le-a dat Dumnezeu 5 copii. Și dintr-o dată, oamenii aceștia pocăiți, cu frică de Dumnezeu, care n-au abuzat, dar i-au învățat pe copiii din Scriptură. Și a mai făcut el o greșeală, am auzit, nu știu din sursă sigură, 100%, a mai făcut el o greșeală, o pun în ghilimele, greșeală, a zis, bun, îmi opriți voi copiii să nu mai cânte la școală și să nu mai se roage la școală, dar la mine în casă nu o să-i opriți, la mine în casă o să cânte și o să se roage. Nu spuneți ce să fac eu acasă. La școală, dacă voi nu vreți, e ok. Ăștia s-au supărat. Cum adică? Cum să-l înveți tu pe copil acasă ceea ce noi nu vrem? Frați și surori, este un sistem diabolic. E un sistem diabolic. Și a îngăduit Dumnezeu familia perfectă să cadă victimă cu 5 copii. Pentru ca să se ridice restul lumii. Și încă un răspuns, că mulți m-au întrebat și au zis, cum că nu știe lumea? De ce nu se publică? Că zeci de mii de copii, o mamă rusoaică pe lună își pune capăt zilelor, se sinucide o mamă rusoaică, pentru că nu mai rezistă, că ia copiii, rușii sunt afectați, românii sunt afectați, cioslovacii sunt afectați, polonezii, toate naționalitățile și partii din norvegeni, nici ei nu sunt scutiți, îs afectați de acest sistem. Și oamenii zic acum, dar cum că nu se știe? Cum că nu se știe? Nu se știe pentru că nu le dă voie părinților. Când le ia copiii, li se spune, nu mergeți la media, nu publicați, nu spuneți nimănui. Dacă nu spuneți nimănui, aveți șanse să vă vedeți copiii. Poate că reușim să rezolvăm ceva. Dacă mergeți la media, dacă vă plângeți, dacă publicați, nu vă mai vedeți copiii niciodată. Și atunci ce fac părinții? Tac. Măi, poate că, poate. Și duc așa cu zăhărelul și alții de 2 ani de zile duci cu zăhărelul și au văzut copiii odată. Și nu spun la nimeni. Zice, nu putem spune că ne-au amenințat. Și acum, pentru că noi facem gălăgie, noi strigăm din toată lumea. Și felicitări pentru fratele Cristian Ionescu, păstorul Bisericii Elim, care a luat această inițiativă și el și cu echipa din Chicago au organizat. Noi doar
am participat acolo, îi felicit și zic Dumnezeu să îi binecuvinteze și suntem cu toți implicați și alături de ei în această lucrare. Pentru că toată România și toată lumea s-a mobilizat și spozele copiilor peste tot l-au luat pe Mariu și l-au arestat. Și au zis că îl bagă în pușcărie. De ce a spus la media? L-au amenințat cu închisoarea și l-au și ținut acolo. De ce au spus? Și el s-a scuzat, eu am neamuri. Părinții lui sunt în Atlanta. Acum la Washington, când am fost, am vorbit personal cu părinții lui. Oamenii lui Dumnezeu, oameni pocăiți, inima lor plânge. Așa de mult ne-au mulțumit, cu lacrimi ne-au mulțumit. Fraților, vă mulțumim că vă luptați pentru noi. Marius e băiatul nostru, noi le știm familia. Sistemul ăsta e corupt, e putred. Am vorbit cu un avocat din Norvegia, avocat care s-a luptat împotriva sistemului și acum se luptă din afară. I-au luat dreptul, license-ul de avocat în Norvegia, nu mai are voie să practice pentru că s-a luptat prea mult cu guvernul. Și el ne-a spus 90% din cazuri întotdeauna guvernul le câștigă. Ăsta e sistemul, n-ai ce să faci. Și el acum se luptă pentru cazul acesta și are încă alte două cazuri din partea Uniunii Europene, atacă Barnavenetul acesta și Norvegia, atacă din afară. Și cu el am vorbit și el ne-a explicat ce se întâmplă acolo. Și părinții lui Marius, a îngăduit Dumnezeu așa ca să ridice România și să ridice credincioșii și să se înalțe milioane de rugăciuni către Dumnezeu ca să se strice un sistem demonic. Fraților, a căzut comunismul, a căzut? A crezut cineva că poate cădea? Nimeni nu a crezut atunci. Numai așa, într-o stare de fantezie, da mă, cred, dar nu chiar o crezut. Și eu am crezut, dar nu chiar am crezut. Dar am crezut, dar nu chiar am crezut. Că n-am văzut cum se poate. Dumnezeu poate să dărâme un sistem. A îngăduit Dumnezeu cazul acesta, a îngăduit Dumnezeu cazul acesta, pentru ca să se ridice o lume, să se ridice o lume și să se lupte. Noi ne luptăm pentru familie. Unde pot să crească copiii mai bine ca în sânul familiei? Unde? Ia guvernul, auzi, are guvernul grijă de copii și dă la alți părinți care nu vor să aibă copii, să aibă și ei un copil, să fie și ei satisfăcuți, că acolo nu mai face lumea copii. Că e greu să faci copii, nu știu, cu altă ocazie, cred că am spus. E greu că femeia trebuie să fie sărcinată 9 luni și în timpul ăla doare. Și la naștere doare. Și se întinde pielea pe pântece. Și se mai îngrașe după aia. Și mai știu eu alte motive. Și nu vor să aibă copii. Că viața asta e prea bună. Că au dat de zăcăminte, de țiței acolo. Și acum e o țară bogată care să lăfăiesc în bani, așa cum e Saudi Arabia și alte țări care au petrol, au țiței și n-au nevoie de nimeni și de nimic. Au bani câți vor, au bani câți vor. Eu zic că noi îl avem pe Dumnezeu. Fraților, anul ăsta ne luptăm pentru familie. Ne luptăm pentru familiile noastre și ne luptăm pentru conceptul de familie cum e prezentat și revelat în Scriptură. Ne luptăm pentru familie. Și dacă auzim că o familie de-a noastră suferă, ne luptăm pentru dreptul lor. Ne luptăm nu cu pistoale, nu cu tancuri, nu cu armele lumii acestea. Ne luptăm cu drepturile care le avem și ne luptăm cu cuvântul. Și strigăm în post și rugăciune către Dumnezeu și strigăm cu cuvintele noastre către autorități. Ne exercităm dreptul pe care îl avem. Să dărâme acest sistem, să distrugă, să schimbe acest sistem. Pentru că familia trebuie apărată. Dacă n-ai familie, nu-i biserică. Dacă n-ai familie, n-ai țară. Dacă nu-i familie, nu-i nimic. Totul pleacă de la familie. Așa a hotărât Dumnezeu, așa a stabilit Dumnezeu. Și noi știm că așa funcționează bine. Dumnezeu să ne ajute să ne luptăm pentru familie în anul acesta. Și nu în ultimul rând, să ne luptăm în anul acesta pentru Evanghelie și pentru misiune. Pentru Evanghelie și pentru misiune. Apostolul Pavel la sfârșitul vieții spune, m-am luptat lupta cea bună. Care a fost lupta lui Pavel? Să ducă Evanghelia la neamuri. Să ducă Evanghelia, să ajungă Evanghelia cât mai departe. Asta a fost lupta.
apostolului Pavel. Lui a încredințat Dumnezeu apostolia prin Hristos, apostolia neamurilor, pentru neamuri, să duc Evanghelia. Și el spune, m-am luptat luptea cea bună. Este o luptă ca să duci Evanghelia, să faci misiune, să faci ca acest cuvânt să ajungă până la marginile pământului. Această Evanghelie trebuie să ajungă mai departe. Nu se poate opri între zidurile bisericii Happy Valley. De aici, dintre zidurile bisericii Happy Valley, trebuie să ajungă pe toate continentele pământului. De aici, dintre aceste ziduri, trebuie să ajungă la alte popoare. De aici trebuie și se va predica Evanghelia până vine Domnul Iisus Hristos. Vrei să te lupți pentru Evanghelie? Vrei să te lupți în rugăciune, în post, cu încurajare, cu dărnicie, cu tot ce depinde de tine și de mine, ca Evanghelia aceasta să meargă mai departe și alții să fie mântuiți, să se umple cerul de oameni întorși la Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, iubiți frați și surori. Motivați de lucrarea tinerilor din India, motivați de cuvântul lui Dumnezeu, care ne cheamă la o luptă sfântă, nu la o luptă firească, nu la o luptă cu armele acestei lumi, ci la o luptă sfântă, o luptă pentru adevăr, o luptă pentru credință, o luptă pentru familie, o luptă pentru misiune și pentru Evanghelie, o luptă curată, o luptă după voia lui Dumnezeu. Haideți să declarăm Domnului, dacă putem, că vrem să ne angrenăm în această luptă. Și o să dăm Domnului 100% din tot ce avem, tot ce a pus Dumnezeu în noi, o să dăm Lui, pentru ca să ducem lupta cea bună până la capăt. Așa cum stăm, ne închinăm și ne rugăm.